ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. În Moldova ar putea fi decretată stare de urgență. Parlamentul se întrunește în această seară ca să discute subiectul. În timp ce magazinele și firmele din capitală s-au închis, oamenii au făcut cozi la serviciile poștale și la bănci. Socialiștii și democrații au format alianța de guvernare, iar cei din urmă s-au ales cu 5 ministere. Jurământul a fost depus imediat. Acum intrăm în boxul unde s-a aprobat și ea, da? Una dintre persoanele infectate cu noul coronavirus se află în stare gravă și este conectată la aparatele de respirație artificială, spun autoritățile. Starea altor 19 persoane este de gravitate medie și 3 arată o dinamică pozitivă. Astăzi, responsabilii au anunțat despre 27 de cazuri suspecte. Avem o persoană în stare extrem de gravă, este o persoană intubată, este o persoană care la momentul actual este la respirație asistată, iar medicii fac tot ce este posibil pentru a-i salva viața. Pacienta se află la Spitalul Republican la terapie intensivă. Potrivit autorităților, 13 din cele 23 de cazuri în total sunt de import, iar 10 de transmitere locală. Avem focare deja unde sunt înregistrate cazurile de COVID, mama, tata, feciorul. Avem focare unde avem înregistrate cazurile, după cum am menționat, soacra, nora, dar și încă o persoană suspectă. În contextul în care sunt persoane care s-au infectat de la rudele venite din străinătate, responsabilii din sănătate au reiterat importanța de autoizolare la domiciliu. Stați acasă! În ultima perioadă nu am fost una dintre cele mai exemplare fiice, pentru că nu mi-am văzut mama de foarte mult timp. Fac un apel către mame, inclusiv către mama mea. Mama, stai acasă! Potrivit ultimelor date oficiale, peste 9.000 de persoane se află în carantină la domiciliu, fiind sub supravegherea medicilor. Igor Dodon solicită Guvernului și Parlamentului să se convoace în această seară pentru a vota instituirea stării de urgență în Moldova. Ulterior, ar urma să fie luate mai multe măsuri restrictive, ceea ce înseamnă, potrivit legii, că ar putea fi restrânse unele drepturi și libertăți ale cetățenilor. Este necesar să luăm această măsură pentru ca instituțiile statului să poată acționa cât mai rapid posibil, să nu aibă impedimente birocratice. Iar în cazul în care ne vom confrunta cu o creștere alarmantă de cazuri în anumite zone, să putem lua imediat măsurile impuse privind izolarea focalelor. Moldova asistează tot traficul aerian începând de la miezul nopții care vine. Totodată se închid granițele pentru cetățenii străini. Moldovenii care ieri erau blocați la granița dintre Austria și Ungaria au ajuns acasă cu o cursă charter. Nici unul nu are simptome de coronavirus, spun autoritățile care afirmă că toți au fost plasați în carantină la domiciliu. Începând de la miezul nopții, niciun avion de pasageri nu va mai decola sau ateriza pe aeroportul internațional Chișinău. Este o măsură absolut necesară și, din păcate, trebuie să o implementăm. Ultimul zbor din Spania spre Chișinău a fost operat ieri dimineața. Este vorba despre o cursă charter organizată de guvern. La bordul avionului s-au aflat peste 80 de muzicieni de la Teatrul de Operă și Balet din capitală, care au fost într-un turneu încă din luna februarie. Însă niciunul dintre artiști nu prezintă simptomele bolii, susține premierul. Acasă au ajuns și moldovenii care ieri erau blocați la granița dintre Austria și Ungaria. Au fost aduși cu o cursă charter, iar acum se află în carantină. Ion Chicu a anunțat că se închid și frontierele terestre, astfel niciun cetățean străin nu va mai putea intra în țară cu excepția celor care au reședința în Moldova. Potrivit autorităților, în cazul în care alte companii vor încerca să organizeze transportul cetățenilor în Moldova, în această perioadă vor fi amendate.
Traficul aerian și cel terestru va fi sistat până pe data de 31 martie, cu posibilitatea de prelungire a acestui termen. În toată isteria provocată de coronavirus, ei sunt cei care trebuie să-și păstreze calmul ca să poată salva vieți. Am reușit de dimineață să consum un ceai și mai mult nimic. Iată, este amiaza și noi încă... Dar este ora 3. Cunosc, dar până acum noi nu am avut o minută liberă. Rămâneți cu noi ca să vedeți cum decurge o zi din viața unui medic antrenat în lupta împotriva maladiei. Socialiștii și democrații au bătut palma. Cele două fracțiuni parlamentare au semnat astăzi acordul de alianță, justificându-se că o fac mânați de vremurile grele prin care trece societatea. Documentul în baza căruia vor guverna conține aceleași condiții pe care PSRM-ul le-a avut cu blocul acum. Și acum noi, președinții de partid, urmează să semnăm aceste acorduri. Dimineața nici nu prevestea că cele două partide se vor coaliza pentru actul guvernării. Pandemia de coronavirus i-ar fi unit, spun liderii formațiunilor. Partidul Democrat a decis să semneze acest acord după discuțiile pe care le-am avut și de așa o manieră poate să dăm și o mână de ajutor în acest moment complicat și să participe la actul guvernării. Este vorba de o stabilitate cu atât mai mult necesară cu cât mai dificile sunt vremurile prin care le trecem. Democrații susțin că vin la guvernare să asigure implementarea acordului de asociere cu UE, să mențină unitatea teritorială a țării, securitatea energetică, dar și pentru a păstra o politică externă echilibrată. Cele două formațiuni se vor regăsi mai nou sub umbrela unei platforme de orientare social-democrată, menționează Zinaida Greceanăi. Iar documentul în baza căruia vor guverna conține aceleași prevederi pe care le-au pus la punct vara trecută cu blocul acum. Efectele acest acord, pur și simplu, s-a făcut așa. Noua coaliție vine la câteva luni după ce Igor Dodon a spus răspicat că nu se aliază cu PD. Socialiștii nu fac coaliții cu Partidul Democrat. De atâta. Platforma Demnitate și Adevăr consideră că parteneriatul nu este de lungă durată și va ține până la prezidențialele din toamnă. Am numit această coaliție Alianță Coronavirus. Cea mai tristă situație la Partidul Democrat, care în această coaliție au statut de fratele mai mic, mai bine zis fratele minor, de la care nu depinde nimic. Iar PAS este de părere că prin această alianță democrații își arată disponibilitatea de a-l susține pe Igor Dodon mai târziu la alegerile pentru funcția de președinte. Coaliția pro-Kremlin PD-PSRM a decis să-și oficializeze relația în timpul unei crize fără precedent în țara noastră. Transformările cosmetice din guvernul Dodon nu mai pot amăgi pe nimeni, comentează Partidul Acțiune și Solidaritate, noua coaliție. Alianța socialiștilor cu blocul acum s-a încheiat în noiembrie 2019, atunci când guvernul Maiei Sandu și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pentru o modificare la legea procuraturii. Atunci, printr-o moțiune de cenzură depusă de PSRM, cabinetul Sandu a fost dat jos și instalat cabinetul Chicu, susținut de socialiști și democrați. După formarea alianței, democrații s-au ales cu 5 fotolii în cabinetul Chicu. Noi miniștri au depus jurământul imediat după semnarea acordului de colaborare. La președinție, rând pe rând, toți au sărutat drapelul țării, iar președintele, premierul și șeful legislativului nu au păstrat distanța de un metru. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Printr-o manifestație fulgerătoare, noii miniștri au depus jurământul la președinție. Aceștia au îngenunchiat în fața drapelului și au sărutat aceeași bucată de pânză, pentru ca mai apoi, fără să respecte distanța socială de un metru, au dat mâna cu Igor Dodon, Ion Chicu și Zinaida Greceanăi, care la fel au stat umăr la umăr. După mai bine de 4 luni, în sfârșit, avem o majoritate parlamentară stabilă în Republica Moldova. Guvernul instalat la 14 noiembrie 2019 continuă să fie un guvern tehnocrat, profesionist, axat exclusiv pe soluționarea problemelor cetățenilor,
Așadar, în locul lui Alexandru Flenchea la reintegrare va fi Cristina Lesnic. Ea a mai ocupat această funcție anterior în cabinetul Filip. La externe, fotoliul lui Aureliu Ciocoi va fi luat de fostul deputat Oleg Țulea. Anatol Usatei de la Economie este înlocuit cu Alexandru Răilean, iar Corneliu Popovici de la Educație cu secretarul general de la Educație Igor Șarov. La apărare vine ex-șeful Inspectoratului General de Poliție Alexandru Pânzari. Socialiștii au plus un deputat în Parlament. Candidatul PSRM a câștigat alegerile de ieri de pe circumscripția din Hâncești. Ștefan Gațcan a luat cu 1000 de voturi mai mult decât Olesea Stamate, clasată pe locul 2. Facem totalul scrutinului în jurnal. Rutele de troleibuz și autobuz au fost subliniate astăzi în capitală. Autoritățile spun că au scos mai multe vehicule pentru a evita aglomerația în transportul public. Dar tocmai în aceste zile sunt mai puțini pasageri, spun administratorii rutelor de microbuz care au scos pe străzi mai puține mașini. Dacă de obicei, în primele ore ale dimineții, troleibuzele sunt tixite cu pasageri, astăzi călătorii puteau fi numărați pe degete. Cei care au ieșit totuși din casă spun că au mers la muncă ori să-și rezolve problemele care nu pot fi amânate. Nu mă tem dimineață, mi-a propus soția, luați eu o mască. Dar dacă eu mă simt cât sănătos, dacă nu să mă duc la lucru și de acasă cu băbuța în doi, cu pensia noastră cu 3.000 de lei, în doi nu putem trăi. Iar această femeie a mers să-și viziteze soțul la spital. Povestește că nu poate să-l lase singur, așa că în fiecare zi urcă în transportul public. Nu mască la gură, dar nu pot mănătuși cu dânsul. Că nu-i lume mai mult pe pun. M-am puțin treabă în oraș, de asta nișet. De obicei stau acasă. Nu încerc să stau mai departe de oameni. Нечего шастать по улицам, если без надобности. Мне надо было... Я зашла в банк, сделала все свои дела и иду домой. У меня дома компьютер, я работаю дома, так же самое, все могут это сделать. Și dacă troleibuzele și autobuzele au circulat mai des, microbuze au fost mai puține. După ce s-au închis toate piețele și centrele comerciale din capitală, la stații nu sunt pasageri, spun șoferii. La o tură, dacă primesc 30 persoane, undeva la jumătate ușă de dimineață și mai am rămas 3 sau 4 mașini. N-are rost. Cheltuielile nu s-a acoperit. Primarul capitalei susține că astăzi a circulat tot transportul din municipalitate, mai exact 106 autobuze și 321 de troleibuze. Decizia a fost luată pentru a evita îmbulzeala. Totodată, autoritățile au cerut ca troleibuzele și autobuzele să nu depășească o capacitate de 60% de îmbarcare, iar microbuzele nu au voie să ia mai mult de 15 pasageri. Am dispus ca și Ministerul de interne să fie implicat în această privință, să monitorizeze strict traficul. Schimbări au fost făcute și în program. Dacă până acum unele troleibuze circulau până la miezul nopții, de astăzi transportul public va circula între orele 6 și 21. Cozi mari au fost în schimb astăzi la oficiile poștale și la filialele băncilor din capitală. Oamenii spun că știu despre restricțiile impuse de autorități, dar afirmă că au mers să-și achite facturile. La aproape toate oficiile poștale din capitală a fost astăzi aglomerație, pentru că în interior puteau intra până la 5 persoane, restul așteptau afară. Nu toți însă au respectat distanța de un metru. Și aici stăm mult și tot ai o frică oarecare pentru ca să nu te îmbolnăvești. Nu toți, când mergeam pe stradă, chiar intenționat spre mine mergea cineva, că am fost nevoit să mă feresc. Conștienți de riscul îmbolnăvirii, oamenii spun că au fost nevoiți să iasă din case pentru a-și lua pensia sau a achita facturile. Vreau să-mi primesc pensia. Sâmbă trebuie să o primesc, dar am venit astăzi. Și cred că dacă Dumnezeu mă vede, o să mă păzească și eu o să-i primesc pensia și o să mă duc acasă. Comunalele toate îi plătesc. Cozi s-au format și la magazinele de telefonie mobilă. Мы все боимся, но жизнь да продолжается. Пока нам это позволено. Если нам скажут сидеть дома и не выходить никуда, наверное, мы тогда. Ieri, autoritățile au decis ca toate unitățile comerciale, cu excepția farmaciilor și a magazinelor unde se vând produse alimentare, să rămână închise timp de 2 săptămâni. Curțile blocurilor din capitală, dar și terenurile de joacă au început să fie dezinfectate. Procedura are loc de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Muncitorii au primit soluții și echipament special, iar acțiunile vor dura 3 săptămâni.
sperăm să turnăm soluții. Înainte de a începe procedura de dezinfecție, muncitorii îmbracă un echipament special. Echipamentul schimbă, odată costumul este alb, odată mănuși, odată mască, odată ochelari pentru lucrările date. Lucrătorii au primit și pulverizatoare cu care dezinfectează balustradele și ușile de la intrările în blocuri. Какое-то зеленое дезинфекционное средство и разбавляется водой и наливается. Sunt stropite cu soluții speciale și terenurile de joacă pentru copii. Noi sâmbătă am primit toate materialele de la direcția de locuințe. Am primit clorulă, am primit îmbrăcăminte, am primit echipament, mașină de stropit. Dezinfectăm cabina de la ascensor, cabinele de acumularea deșeurilor tot. Acțiunile de dezinfectare au început de ieri și vor dura 3 săptămâni, spun autoritățile. Procedura este efectuată de 2 ori pe zi, la ora 8 dimineața și seara la ora 17. Sunt zile întregi când nu au timp să mănânce și nopți când nu reușesc să doarmă. Vorbim despre medicii de la Spitalul Toma Ciorbă din Capitală, care lucrează zilele acestea într-un ritm epuizant. Pacienții sunt aduși unul cât după altul, unii sunt agresivi, alții panicați și isterici, iar ei sunt nevoiți să îi trateze cu calm, pe fiecare, cu grijă și cu mare atenție, pentru că acasă îi așteaptă propriilor copii. La poarta spitalului Toma Ciorbă l-am cunoscut pe Petru Paveliuc, care lucrează ca medic infecționist. Se dă mâna, nu se dă mâna, nu se dă mâna, așa e corect, da? Ne salutăm de la un metru. Da. Pot să-mi scot masca? Da, nu știu, mai dumneavoastră știți mai bine. A ieșit în afara instituției, așa cum după această poartă au acces doar ambulanțele. Era îmbrăcat în halat de unică folosință și ne-a explicat că poartă un echipament simplu pentru că nu a intrat în contact nemijlocit cu pacienții infectați. Cum vă simțiți? Foarte obosit, aș spune așa. Era mult trecut de prânz, ora 14:30, dar doctorul nu reușise încă să ia micul dejun. Am reușit de dimineață să consum un ceai și mai mult nimic. Iată, este amiaza și noi încă... Dar este ora 3. Cunosc, dar până acum noi nu am avut o minută liberă. Noaptea trecută ați dormit? Noaptea trecută, da. Și la noapte? La noapte, nu. De când aici a fost adus primul pacient cu coronavirus, apoi cei suspectați de această boală, ritmul în care lucrează a devenit din ce în ce mai intens. Ambulanțele veneau una după alta, chiar și în timpul interviului nostru. Ies ambulanțele mai des decât în mod obișnuit. Se întâmplă și așa că avem mai mult de 7 ambulanțe pe teritoriu. Care este atmosfera în rândul colegilor dumneavoastră? Este foarte tensionat. Este și spaimă. De a fi infectat. Teama pentru că au în față o boală necunoscută, pentru că nu știu cum va evolua mâine situația și pentru că au acasă familii. Aveți copii, aveți familie? Am 3 copii. Aveți îngrijorat pentru ei, pentru familie, pentru părinți? Dacă sincer, mai mult grijile vin chiar pentru copii, fiindcă nimeni nu și-ar dori ca să meargă acasă și să ducă o infecție unui copil. Orele lungi petrecute în spital, sunetul continuu de girofar, ambulanțele cărând pacienți la fiecare câteva minute, secțiile pline, toate sunt epuizante pentru medici, dar cel mai mult îi stoarce de puteri faptul că unii îi tratează ca pe niște halate albe la datorie și nu ca pe oameni. Sunt persoane care solicită doar testări, sunt persoane care categoric nu vor să rămână în instituții pentru a fi investigați. Iar ei îi rabdă cu calm pe fiecare. Sunt și persoane care încearcă să-și caute boala, neavând niciun simptom. Ne-a spus că tot personalul lucrează la capacitate maximă. Practic sunt solicitați toți să lucreze supra-program. Dar dacă în normă era un medic de gardă, acum asistentul să fie 2, adică în loc de 1-2, respectiv celălalt al doilea este chemat de acasă. Sunteți remunerați mai mult sau faceți asta doar din... Nu știu, pentru că ați depus jurământul. Eu nu pot să spun nimic despre remunerare, fiindcă real nu avem nicio remunerare la moment. Vreau să vă întreb dacă secția este acum plină și dacă mai aveți capacitatea de a primi pacienți. Spitalul în general are foarte puține locuri. Noi ne stăruim la maximum posibil dacă pacienții sau
persoanele nu se adeveresc să fie bolnave, să-i eliberăm de aici. Cât l-am așteptat pe medic după poartă, am întâlnit o femeie venită în același avion cu prima infectată pe cursa Milano-Chișinău. A fost externată pentru că testul a arătat că nu are coronavirus și se simte bine. M-au adus cu salvarea, dar înapoi să mă aduc, trebuie să dau 700 de lei să mă duc acasă. Mă sunt două zile. Până unde? Până la Telinești. Femeia ne-a povestit cu empatie despre asistentele medicale care au îngrijit-o în tot acest timp. Foarte mult muncesc. Chiar am ea când se iesă piesarea ca cu cap pe mască, așa chica capul. S-a obosit tare multă lume. Și lume de tot felul, și obraznic, și mai liniștit. Noaptea trecută, Petru Paveliuc nu a închis un ochi. El i-a vegheat pe cei internați în secție și abia dimineața a mers acasă la cei trei copii ai săi. Este o cantină, o zonă unde mănâncă personalul medical, cei care sunt în tură. Poate treceți pe acolo, că vă văd epuizat. Sper că da. Sper poftă bună dacă reușiți. Ce putem face fiecare ca să-l ajutăm? E simplu. Să stăm acasă, ca să nu răspândim virusul. A fost cea mai neagră zi pentru Italia de la izbucnirea epidemiei, unde s-a înregistrat un număr record de decese. În 24 de ore au murit 368 de oameni. Până acum au fost infectate 25.000 de persoane, acesta fiind cel mai mare bilanț raportat în afara Chinei. Lombardia rămâne cea mai afectată regiune a Italiei, unde au fost înregistrate cele mai multe decese, peste 1200. Întreaga Italie este în carantină până pe 3 aprilie. Have a look at this. The Spanish Steps, as you will likely never see them again. Rome, really something of a ghost town. And what we're looking to see now are the figures. This is a country that's been grappling with those outbreaks, an outbreak that it hasn't yet managed to get under control. Duminica a fost declarată cea mai neagră zi pentru Italia de la izbucnirea epidemiei, așa cum a fost raportat un număr record de decese. În 24 de ore și-au pierdut viața 368 de oameni. Autoritățile vorbesc despre o situație critică. În spitale nu mai ajung paturi pentru bolnavi, ambulanțele nu pot face față numeroaselor solicitări, iar aparate pentru respirație artificială sunt insuficiente. Coronavirusul se răspândește cu repeziciune, în pofida faptului că oamenii practic s-au închis în case. Italienii ies doar după produse alimentare sau la farmacii. Singurul moment când se pot simți aproape unul de celălalt este seara, când ies la balcoane și vorbesc, cântă și dansează. Micile spectacole ținute la balcoane au loc pentru câteva zile la rând și au devenit o tradiție. Epuizați la maxim și doctorii încearcă să-și încurajeze colegii. Acest filmuleț, de exemplu, vine de la o echipă de paramedici. După ce Vaticanul a anunțat că liturghiile de Paști vor avea loc fără credincioși în piața Sfântul Petru, iar manifestările în masă au fost interzise, un filmuleț în care Papa Francisc a fost surprins mergând singur pe străzi, îndreptându-se spre slujbă, a devenit viral pe rețelele de socializare. Iar în Spania, polițiștii supraveghează străzile cu drone și îndeamnă pe oameni să meargă acasă. Austria a interzis adunări mai mari de 5 persoane, iar Bulgaria oferă premii de 500 de euro medicilor care tratează bolnavii de coronavirus. În Spania, al doilea focar de coronavirus din Europa, polițiștii au la dispoziție drone ca să monitorizeze situația pe străzi. Aceștia le cer oamenilor să plece acasă dacă nu au vreo urgență. Cozi sunt doar la supermarketuri. Yo desde luego voy a seguir trabajando igual, porque si no a ver cómo voy a comer. Tengo cuenta que hay que pagar todo, gasto, materiales, autónomo, impuesto, todo. Polițiștii avertizează oamenii care se plimbă în voie că riscă să fie amendați. Numărul celor decedați crește, iar rudele lor nu sunt lăsate să-i vadă nici măcar în ultimele clipe de viață. Din motive de siguranță, familiilor nu le rămâne decât să stea în fața spitalelor sau în case în așteptarea veștilor. Germania a închis mai multe frontiere și a impus măsuri stricte la altele. La cea cu Austria este verificat fiecare șofer.
Și Franța se confruntă cu un număr mare de bolnavi și a închis toate unitățile comerciale, cu excepția farmaciilor, benzinăriilor și a magazinelor. Totuși, guvernul nu a anulat alegerile locale care au avut loc ieri. À partir du moment où le gouvernement nous dit qu'on peut aller voter, on ose espérer qu'on peut leur faire confiance. Et donc voilà, on vient voter, c'est un devoir civique important. On a besoin de d'élire notre maire. Austria a interzis adunările mai mari de 5 persoane, iar Bulgaria a suspendat zborurile către și dinspre Italia și Spania și a anunțat că mărește salariile medicilor cu până la 500 de euro. Între timp, americanii testează primul vaccin pentru COVID-19. Probele vor fi făcute pe 45 de voluntari sănătoși, iar Donald Trump a oferit $1 miliard unui grup de germani pentru drepturile exclusive pentru un preparat similar. Guvernul de la Berlin a aflat despre inițiativă și a anunțat că nu va permite acest lucru. Și cercetătorii din Israel susțin că au găsit vaccinul pentru coronavirus, dar este nevoie de cel puțin 3 luni pentru testare. Coronavirusul poate fi prevenit și ținut la distanță dacă respectăm câteva reguli simple. Spălarea corectă a mâinilor și dezinfectarea suprafețelor din jur sunt primordiale. Totodată, important este să rămânem calmi și la primele simptome să apelăm medicii. În drum spre locul de muncă ating multe suprafețe și, în același timp, mai verific și mesajele din telefon, fără să dezinfectez mâinile după fiecare atingere. Totul începe de la ascensor. Apăs butonul pentru a ajunge la primul etaj și iau telefonul în mână. Apoi deschid ușa de la intrarea în bloc. Când urc în mașină, ating de câteva ori mai multe suprafețe. Ajuns la sediul ProTV, ating din nou ușa de la intrare și bara de la scări. Și abia când intru în redacție, îmi dezinfectez mâinile. Telefonul este obiectul care îl atingem de cele mai multe ori pe parcursul zilei, de aceea cele mai multe bacterii sunt pe suprafața acestuia. Este foarte important să-l dezinfectăm și pe el cu strictețe. Putem folosi un săpun obișnuit sau un dezinfectant. Nu atingem fața, ochii, nasul și gura până nu ne spălăm pe mâini sau nu le dezinfectăm. Cu toții cunoaștem cât de important este să ne spălăm pe mâini și nu doar în această perioadă când putem fi afectați de noul virus COVID-19. Dar câți dintre voi cunosc cum este corect să facem asta? Ei bine, pot să vă arăt eu toate etapele cum ne spălăm pe mâini. Mai întâi, spălăm în palmă. Apoi între degete. Prelucrăm dosul palmei foarte bine și, evident, degetul mare. Un lucru la fel de important ca și spălatul pe mâini este modul în care tușim sau strănutăm în locurile publice. În niciun caz nu facem acest lucru în palme. Putem folosi un șervețel de unică folosință care îl dăm de îndată la coșul de gunoi sau pliul cotului. Evităm să contactăm cu lucrurile care nu e necesar să le atingem. Și cel mai important, ieșim din casă doar pentru a ne aproviziona cu strictul necesar și evităm locurile aglomerate. Acum intrăm în boxul unde s-a aprobat și eu, da? Continuăm cu alte subiecte. Socialistul Ștefan Gațcan îi va lua locul în Parlament fostului deputat democrat Alexandru Botnari. El a câștigat alegerile de ieri de pe circumscripția Hâncești. La o distanță de 1000 de voturi s-a clasat candidata PAS, Olesea Stamate. Scrutinul a avut o prezență la vot de 2 ori mai mică decât la parlamentarele din februarie 2019. Fracțiunea parlamentară PSRM se completează cu încă un deputat, ajungând la cifra de 36 de fotolii, după ce medicul Ștefan Gațcan a câștigat alegerile din Hâncești. Olesea Stamate, fostul ministru al justiției în cabinetul Sandu, a luat peste 4500 de voturi, iar democratul Ion Mereuță puțin peste 1800.
Independentul Grigore Cobzac, susținut în cursă de PPDA și PUN, a fost votat și el de aproape 1800 de oameni, pe când liberalul Dorin Chirtoacă s-a ales cu un scor de doar 346 de voturi. Pentru acest scrutin nu a existat un prag electoral, respectiv a câștigat cel care a acumulat cele mai multe sufragii. La urne s-au prezentat 23,33% din alegătorii din circumscripție. La parlamentarele din februarie 2019, rata de participare în aceeași circumscripție a fost de peste 42%. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!